Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit într-o nouă săptămână, noi subiecte, așa cum de altfel v-ați obișnuit, încercăm să vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă, să analizăm, să dezbatem, căci, slavă Domnului, subiecte sunt, cum spuneam. Invitatul din această seară este o doamnă vicepreședinte al PRU Gorj, doamna Violeta Bâșnea. Stimată doamnă, bine ați revenit în studiul nostru. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc frumos de invitație. Stimată doamnă, știm că Partidul România Unită trece printr-o filială Gorj, dar și la nivel național, trece printr-o serie întreagă de convulsii cauzate, să spunem, de situația tensionată dintre, nu știu, fostul sau actualul președinte al Partidului, domnul Bogdan Diaconu, și foarte mulți lideri din teritoriu. În egală măsură știm că și la Gorj aveți iarăși o situație destul de atipică pentru un partid politic, deși aveți un teoretic, un președinte ales statutar, așa cum scrie în regulamentul dumneavoastră. Totuși, el a fost schimbat cu un președinte interimar, destul de mare nebuloasă. Cum stau lucrurile atât la nivel central cât și aici la Gorj? Toate documentele pe care le-am văzut, cel puțin la nivel județean, au fost exclusiv în presa mediatică, comunicate de presă. Nimeni nu a văzut până în momentul de față, cel puțin la Gorj, un document oficial prin care Bogdan Diaconu sau Rudi Bugă să fi fost demis. În data de 19.03.2017, biroul executiv județean al PRU Gorj s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a discuta aceste subiecte. Am avut inclusiv pe ordinea de zi discuții privind demiterea domnului președinte Rudi Bugă din calitatea de președinte al PRU Gorj, în ideea în care nimeni nu a văzut niciun document oficial, nu a văzut nicio decizie, nu a văzut niciun proces verbal din partea BPN-ului prin care acesta să fi consemnat o astfel de decizie prin care domnul Bugă ar fi fost demis și să fie consemnată cu majoritate, așa cum spune statutul partidului. Până la o probă contrarie, domnul președinte Rudi Bugă este în continuare în funcție, este recunoscut de organizație și așa o să rămână. Numirile în funcție care au apărut special mediatic promovate nu sunt recunoscute de organizație, pentru că conform acestui statut nu există noțiunea de președinte interimar și tot conform acestui statut, articolul 73, președintele partidului nu are în atribuții să numească în funcție un membru în calitate de președinte. Deci, cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat sau presupusa, să spunem, înlăturarea domnului Bugă și înscăunarea unui președinte interimar nu e deloc statutar. Exact. Așa zisa numire a Alinei Popescu în funcția de președinte interimar este total nestatutară și implicit ilegală. Aici, la articolul 74 din statut, spune așa: în lipsa președintelui partidului, atribuțiile sale sunt exercitate de prim vicepreședinte. În cazul nostru este domnul Darie Cercelaru. Deci și dacă s-ar dovedi într-o bună zi și ar apărea documente prin care domnul Rudi Bugă a fost demis legal, atunci atribuțiile dumnealui ar trebui să fie preluate de prim vicepreședintele partidului de la PRU Gorj, exact, domnul Cercelaru Darie. Și atunci, de ce credeți că s-a ajuns la această situație destul de ciudată și care sigur nu face bine partidului, în ideea în care, din informațiile pe care le deținem, organizația județeană Gorj n-a avut cel mai slab scor din partid, ba din contră a fost acolo sus? Ce motive să fie pentru care să se creeze această zâzanie? Cred că este o luptă de orgolii, dacă mă întrebați pe mine, și este un punct de vedere strict personal, așa-l văd eu. Pentru că, după cum observați, nu există documente justificative, adică absolut tot ce se petrece în momentul actual e fără o bază legală și fără niște documente oficiale susținute legal și statutar. Și mai cred că în tot circul ăsta așa are un mic rol și PSD-ul, pentru că știm cu toții, inclusiv numirea doamnei Alina Popescu a fost făcută la o cârciumă de aici din oraș, seara târziu, cu domnul Diaconu, din câte am înțeles, ar fi fost și domnul Andrei Ticaș și un membru PSD. Nu are rost să-i dau numele. Poate fi venit, da, fără să dăm nume, poate fi venit să, nu știu, să le prezinte orașul, să le arate împrejurimile. Că avem pe Brâncuș, avem ce să le arătăm. Ce vizita, doar că nu l-am seara târziu, ca să zic așa. Ori doamna Alina Popescu a apărut la un moment dat cu
o hârtiuță prin care se autoproclamă sau n-am văzut-o, doar am auzit că este numită prim vicepreședinte. Nu există doamna Alina Popescu, nu există termenul ăsta de prim vicepreședinte. Vă rugăm să citiți statutul partidului, să citiți articolul 73-74 la care tot fac referire, să vedeți că numirea dumneavoastră în funcție nu este legală. Plus de asta am înțeles că tot pe acea hârtie pe care au văzut-o consilierii, pe la care ați fost cu diverse ocazii și amenințări, ca să zic așa, spun că din jos de numirea dumneavoastră de prim vicepreședinte scrie pentru ridicarea actelor de la PRU Gor și pentru ridicarea ștampilei. Adică aveți două atribuții clare, nu aveți atribuții de a organiza conferințe, nu aveți atribuții de a convoca biroul executiv, nu aveți nicio altă atribuție. Deocamdată sunteți un simplu membru și atât. Cât a contat în această ecuație a jocului la momentul acesta faptul că în campania atât de la locale cât mai ales campania de la parlamentarele din finalul anului trecut, din 2016, candidatul partidului la funcția de deputat, deși de la nivel național semnalele erau să se meargă pe o direcție, candidatul la Gorj a avut o atitudine ostilă acelei direcții, susținând sus și tare și justificat de altfel că sub nicio formă nu se pune problema adoptării acelei direcții. Știm prea bine că fostul actual, nu știu cum să-l numesc, președinte al partidului, Bogdan Diaconu, spunea că, sau existau acele materiale de la nivel central, susținem Victor Ponta și iată se împământenise ideea. Iar aici, la Gorj, situația a fost destul de altfel, în sensul în care domnul Robert Bugă, fostul candidat la Camera Deputaților, chiar a avut o atitudine foarte, foarte fermă privitor la acest subiect, spunând clar că sub nicio formă nu se pune problema. A deranjat atunci, la momentul acela, și acum se plătesc niște polițe? Sau care să cu fie siguranță explicația? Este, într-adevăr, și o răzbunare în acest sens. Într-adevăr, la alegerile locale și la alegerile parlamentare, atât domnul Rudi Bugă cât și Robert Bugă și întreaga organizație a mers exclusiv pe doctrina partidului, a mers exclusiv pe obiectivele partidului, conform doctrinei și statutului PRU, acest partid și echipa reprezentativă acestui partid trebuie să meargă pe obiective și pe viziune total naționalistă. Nu ni s-a impus și nu ni s-a spus la început doctrina acestui partid este doar de fațadă, noi suntem cu PSD-ul. Nu, noi am venit ca oameni de bun credință pentru doctrina partidului, pentru obiectivele lui și așa am continuat. Domnul Rudi Bugă chiar a înțeles acest lucru, a înțeles ce fel de oameni are, a înțeles că oamenii care au venit aici au venit cu sufletul și cu deschiderea pentru a lupta pentru aceste obiective. Noi n-am fost oameni care să venim pentru funcții, să venim pentru bani. Știm cu toții că nu ni s-a dat nimic. Am alergat pe banii noștri, pe timpul nostru, pe munca noastră și am crezut în ceea ce am făcut. Ori ca să ni se impună la alegerile parlamentare, pentru că într-adevăr au fost discuții, de mâine treceți pe listă pe X de la, venită de la PSD, de mâine apărim cu Victor Ponta. Nu, domnul Rudi Bugă a spus clar, ăștia sunt oamenii mei, de notorietate sau cu o notorietate mai mică, eu cu ei voi merge înainte, nu vreau VIP-uri, nu vreau impuneri, mie nu-mi spune nimeni pe cine să aduc și cum să aduc. Eu merg pe echipa mea cu care am fost și la alegerile locale și cu care am format imaginea PRU la nivel de Gorj. Ori aceste decizii n-au dat tocmai bine. Inclusiv materialele pe care le-am distribuit în campanie, într-adevăr, au fost făcute pe comandă. Noi am spus PRU este PRU, PSD este PSD, deocamdată Victor Ponta este pe lista PSD și trebuie să apară în pliantele lor, nici de cum în pliantele noastre. Noi nu susținem Victor Ponta, noi susținem Robert Bugă, noi susținem obiectivele pe care le are Partidul România Unită și vrem să faceți o debarasare între ceea ce înseamnă Partidul România Unită, cel puțin la nivel de Gorj, și ceea ce înseamnă PSD-ul. Nu avem nicio treabă, nu am fost niciodată împreună, nici nu o să fim dacă o să continuăm în aceeași echipă. Ori, într-adevăr, s-ar putea să se plătească niște polițe în acest sens, pentru că au fost oameni din PSD care au demisionat venind hotărâți că vor fi primii la Senat, la Camera Deputaților, pe lista PRU. Ei, domnul Bugă a spus nu. Vor fi cei care situația, îi consider eu demn de situația această funcție. Situația în țară, n-a stat chiar așa, în sensul în care mulți oameni plecați din defunctul USL, preponderent din PSD, s-au înscris în PRU, dar aici la Gorj, într-adevăr, situația nu a stat așa. S-au regăsit mulți dintre cei plecați din PSD pe listele PRU la nivel de alte județe. Acest aspect nu poate fi negat, dar în egală măsură trebuie să recunoaștem că la Gorj atitudinea a fost destul de verticală și nu s-au făcut compromisuri.
Au fost și situații în care organizații întregi au fost demise, deci organizații PRO au fost demise în locul lor venind VIP-uri cu echipe formate și intrând efectiv gata, în PRU. Formate. Exact, adică până astăzi citeam, a fost conducerea de citeam fost astăzi alta. În presa locală, pe ultima oră, că acest nou președinte, președinte interimar sau cum să-l numim, să-l numim pe doamna, nu există, este doar un membru PRU. A fost exclusă? A fost exclusă? A fost exclusă, da, am analizat în ședința extraordinară pe care am avut-o duminică tot felul de plângeri venite de la consilierii locali și am mai luat legătura și cu viceprimarul pe care l-avem din partea PRU și cu primarul. Au fost oameni care n-au vrut să se supună. Până la urmă, într-adevăr, oamenii spun, noi am mers în campanie cu Rudi Bugă. Noi am muncit alături de Rudi Bugă. El este omul pe care noi îl respectăm și pe care îl recunoaștem de președinte. Până nu există o bază legală prin care acest președinte să fie demis și o altă bază legală prin care un alt președinte să fie ales, nu impus, nimeni nu recunoaște așa zisa președintă interimară apărută peste noapte cu o hârtiuță pe care o fătură și spune eu sunt nou președinte interimar. Ce vechime în partid are această doamnă? A venit undeva la început de noiembrie, sfârșit de octombrie, a prins alegerile parlamentare, după care a început octombrie 2016. 2016, exact. Deci e ultima venită în partid. Aveți prevăzut acolo în statut, nu știu, și o condiție de vechime în partid nu pentru funcții? Nu avem condiții de vechime pentru funcții. În schimb, doamna președintă interimar, ca să-i spunem așa, s-a dus și amenința consilierii. A spus, dacă nu vă supuneți, vă demitem din funcție. Dacă nu vă supuneți, vă retragem sprijinul. Deci au fost oameni care au venit. Președintele de la organizația PRU Târgu Jiu, da, a depus o plângere în acest sens, chiar din partea organizației de la Târgu Jiu, da? Organizației locale de la Târgu Jiu, a venit cererea de retragerea calității de membru și demiterea din funcție. Și, într-adevăr, s-au votat majoritar de către biroul executiv pentru demiterea ei din funcție și pentru retragerea calității de membru. Și se recunoaște deci această decizie a biroului executiv este oficială, adică este oficială, legală. Dar pentru că biroul executiv și cu adunarea generală sunt cele două entități care au putere de conducere și de decizie în cadrul filialei județene și la nivel local. Și atunci tragem o concluzie. După momentul acesta de duminică, când a spus că ați avut ședința, după excluderea doamnei fost președinte interimar, sau cum să numim pe doamna, și după situația incertă a domnului Rudi Bugă, cine este acum președintea? Sau aveți un președinte acum la Gorj? Avem un prim vicepreședinte, îl avem pe domnul Cercelaru Darie, care o să țină locul așa zisului președinte până se stabilește cine, cum va fi sau până vor fi alegeri. Dumnealui a luat legătura inclusiv cu Andrei Piticaș, au încercat să ia legătura și cu domnul Bogdan Diaconu, să invite pe cei de la București la consultări aici. Domnule, haideți să facem aici o conferință, haideți să codem de comun acord asupra unei noi echipe, dacă vreți să schimbați actuala echipă, haideți să propunem, haideți să vedem ce oameni avem, pentru că avem primar, avem viceprimar, avem consilieri, avem oameni respectabili în PRU care au muncit și au muncit un an, doi și cât au mai muncit, oameni care au cotizat, care au plătit spații, au plătit chirii și așa mai departe, că până la urmă, exact cum spuneam și anterior, PRU nu e o sursă de bani, PRU nu este un partid mare. Tot ce se cheltuie, tot ce se spații și absolut tot ce se ține din buzunarul unor oameni, nu poți să apari cu o conducere impusă așa peste noapte și Am făcut demersul, deci chiar am făcut demersul în acest sens să luăm legătura cu cei de la București. Domnul Andrei Piticaș a spus că, într-adevăr, situația nu o să rămână cum se prezintă în momentul de față. Deci, dar dumnealui a participat la Gorj la acea întâlnire. Din ce am văzut o postare pe Facebook în care Bogdan Diaconu se eticheta vizitând Târgu Jiu cu Andrei Piticaș. Nu știu dacă a fost la acea numire, știu din informațiile pe care le avem la nivel de partid, știu că a fost domnul Diaconu, a fost doamna Alina și a mai fost un membru PSD, exact. Undeva la, n-are rost să dau numele. Da, nu, n-are motelului, sens să facem așa, reclamă nimănui. Exact. Undeva pe centură, la un motel, la restaurantul acelui motel, se făceau decizii după 11 seara. Da, e destul de ciudat să vii așa în situația în care tu, sau situația ta, la nivel central nu este deloc clară și mă refer aici la Bogdan Diaconu, care la rândul lui are sau se află într-o conjunctură destul de ciudată, să vii și să dai niște sau să iei niște decizii într-un cerc foarte restrâns prin care să bulversezi activitatea unei organizații care de bine de rău a muncit și a avut rezultate. E foarte ciudat. Este foarte ciudat și în același timp și cel care își asumă aceste funcții la fel de nestatutare, că până la urmă aici e vorba de complicitate.
este la fel de responsabil pentru ceea ce face. Ori mi se pare nedemn și lipsit de bune maniere, să-mi fie cu iertare, să te duci peste niște oameni care au muncit, care au niște funcții câștigate. Dom'le, consilierii s-au zbătut pentru voturile pe care le-au luat, că nu au ajuns așa consilieri peste noapte. Și nu le-au furat acele voturi. Exact, nu le-au furat, ori oamenii s-au zbătut. Să te duci și să-i ameninți că dacă de mâine nu te recunosc pe tine în calitate de președintă PRU interimar și îl recunosc pe Rudy Bugă sau sunt alături de vechea echipă, le retras sprijinul, îi dai afară, le vorbești. Nu există varianta dar asta. Dar nici nu cred că se doamna poate statutar să retragă președintele. Domnule, respectul se câștigă, nu se impune. Te duci cu bâta acolo, te iei cu ei de piept, că nu te respectă niciunul. Dar are dreptul statutar de a retrage președintele interimar aceste funcții. Nu cred că are nu pe statut. Nu există termenul de președinte interimar. Bun, persoana numită, așa, să zic, desemnată, nu, ar avea acest drept? Nu are dreptul. Nu are dreptul acesta. În primul rând, nu există noțiunea de președinte interimar. Am mai spus-o și am citit acel text din articolul 74 în care spune clar. Deci președintele când are o problemă, este demis, este așa, funcțiile le preia prin vicepreședinte. Deci asta este clară. Doi la mână. Președintele nu are atribuții conform articolului 73 de numire în funcție a membrilor pe care să-i pună deci președinte sau așa mai departe. Dumnezeu. Deci nu putea să facă asta. Putea să facă eventual BPN-ul cu majoritate. Ori la BPN nu s-a pus problema. Când au avut BPN-ul s-au discutat alte lucruri. Eventual a fost problema aceea cu excludența sau nu le excludem pe Bogdan Diaconu. Nu era poate Alina Popescu în cărți. Ori în momentul în care tu știi că ai o funcție total nestatutară, când știi că ai o hârtie nu știu, pe unei semnată, pe masa de la hotel, pe genunchi, pe unei semnată și scrie acolo că ți se dă dreptul să ridici ștampila și niște acte de la biroul central al filialei Gorj, nu văd de ce, cu ce drept te duci și cu ce tupeu te duci tu asupra membrilor și începi tu să-i constrângi pe ea să te susțină sau să nu te susțină. Deci asta este lipsă de respect, este lipsă de maniere, este lipsă de ce vreți dumneavoastră să-i spuneți. Da, mă rog, că nu avem pretenții prea mari de la dumneavoastră. Se va opri aici această dispută sau, nu știu, vor exista, să spun, contestații din partea dumneavoastră sau... Dumnezeu n-are ce să conteste. Poate să conteste eventual acea excluderea numire. Excluderea din partid, da, are voie conform statutului să meargă să o conteste la Consiliul de Etică și Arbitraj. Deci mâine au o ședință, din câte știm, îi se va duce decizia prin care biroul executiv al filialii județene a votat majoritar excluderea dumneaei. O să îi o pune la dispoziție ca să știe că nu are niciun fel de calitate. Poate să meargă într-adevăr către comisie și să întrebe de ce, are dreptul să conteste, comisia decide și așa mai departe. Dar mâine, dumneavoastră nu are nicio calitate sau mai are pe aia pe care i-a dat-o domnul Bogdan Diaconu în mod nestatutar. În rest, nu are nicio calitate. Am înțeles de la colegii mei, mă rog, mie nu mi-a trimis invitația, a trimis pe la alții, că i-a invitat la o ședință prin care vrea să schimbe biroul executiv. Păi doamna Alina Popescu, dumneavoastră citiți așa de fel, ia să citiți acest statut, să vedeți ce scrie în el. N-aveți niciun drept să faceți statut. Dumneavoastră, în primul rând, n-aveți nicio calitate prin care să convocați ședințe. În al doilea rând, dacă vreți să știți pentru cultura dumneavoastră conform acestui statut, biroul executiv nu se propune și nu se votează, doamnă, în ședință. Mai citiți? Nu o să vă dau... Că faceți dumneavoastră rezultatul, nu o să vă spun în ce condiții puteți să schimbați dumneavoastră biroul executiv. Dar în niciun caz în ședință. Deci ceea ce faceți dumneavoastră așa, o struță, o cămilă ca să dea bine la presă. Nu știu, mai vreți un pic de promovare, că poate vă mutați pe la alt partid după ce vă primiți decizia de demisie. Da, de... La cum merg lucrurile, la cum merg lucrurile acum, nu cred că se va opri aici această șaradă, să-i spunem așa. Cu siguranță. Pentru că personal nu văd ce l-ar împiedica, dacă dumnealui și probabil dumnealui a făcut acest lucru pe președintele sau pe fostul președinte Bogdan Diaconu, să numească o altă persoană, tot la fel nestatutar, cum spuneți dumneavoastră, pentru această calitate de președinte, în ideea în care tot din presă știm că domnului Rudy Bugă i-a fost retras acest... Dar, cum spuneați dumneavoastră, nu există documente. Nu există documente. Nu v-au fost aduse documente la cunoștință. Personal, cred că se va încerca impunerea unei alte... Eu îmi doresc să nu ni se impună vreun PSD-ist. Să nu ni se impună vreo altă blondă venită peste noapte, de care nici nu știm, pe la PRU, a cărei adeziune, știu, pe unde a mai fost semnată. Ne dorim ca domnul Bogdan Diaconu să vină la Gorj. Noi avem încredere în dumnealui, îl respectăm, am fost în campanie alături de dumnealui și cred că știe de ce susținere am dat dovadă. Îl invităm la Gorj, alături de echipa de la București, să vină și să stea cu noi la consultări, să... îi revadă pe cei care au în momentul de față funcții
în diverse organizații din partea PRU, să mai dăm cu o dată mâna cu primarul, cu viceprimarul, cu acei consilieri, să mai ne privească o dată în ochi pe cei care i-am fost alături în toate campaniile și noi, oamenii ăștia care i-am acordat o încredere, i-am acordat respect. Am fost acolo lângă PRU din toate punctele de sprijinul necesar, exact. Am fost acolo lângă PRU și să înțeleagă că, domnule, noi vrem un om respectabil, vrem un om cu etică, vrem un om profesionist, vrem un om cu experiență profesională. Vrem un om care a fost în toți anii ăștia lângă noi și care are vigoare și are viziunea aceea de manager și de a duce mai departe o echipă. Nu poți să apar cu doamnă, domnișoară, că încă nu știu unde să o încadrez, nu ne așa, venită peste noapte la PRU, cu o lună, două înainte de aceste alegeri, cu un CV-ul precar, cu o experiență, nu știu, a avut-o mai mult prin țări străine decât prin România, că nu știu, n-a venit niciodată. Ne-a spus că a fost prin Norvegia, că a fost într-o parte, în altă povestea. Ați discutat personal cu dumneavoastră? Au fost discuții în birou. Că am muncit, nu știu, n-a venit la noi cu niciun contract de muncă, să vedem și... Bine, doamnă, vrei să fii președinte, nu te cred pe cuvânt. Ce studiai? Păi am înțeles că are științe economice. Cu ce te ocupi? Am înțeles că dă meditații la matematică. N-am găsit-o, e pe internet undeva online, poți să vezi toate persoanele înregistrate să dea meditații. N-am găsit-o acolo. Spui că ai lucrat, am văzut în presă, în Gorjeanu, cred că am văzut, nu știu dacă am voie să spun așa, da, în ce ziar, că a lucrat pentru o firmă care organiza ședințe în Parlamentul din Copenhaga. Serios? Vreau să văd și contractul dumneavoastră de muncă prin care prestați servicii în Parlamentul din Copenhaga. Pe cuvântul meu de onoare că o să vă respect mai mult dacă îmi veniți mie cu un contract prin care reiese că dumneavoastră ați lucrat acolo unde ați spus în presă, că dacă nu... Deja ne schimbăm părerea. Credeți sincer că Bogdan Diaconu va avea curajul să vină aici la Gorj după toată tevatura? Eu mi-aș dori să vină, pentru că încă o dată spun. Domnule, în primul rând trebuie să lămurim povestea cu domnul Rudi Bugă. Mai este sau nu mai este președinte? Păi dacă este, lăsați el să fie. Dacă nu este, veniți să ne arătați și nouă hârtica, să nu-l mai, să știm, îl mai recunoaștem sau nu mai recunoaștem și toată lumea și toată presa, nu? Există niște documente justificative prin care a fost demis statutar și legal? Dacă nu, lăsați-l în continuare să fie. Dacă vreți să o puneți pe Alina, așa, veniți cu propunere, invocați-le pe toți, faceți invitație către toți cei responsabili, cum spune, exact cum spune statutul, că inviți biroul executiv, sau poți să-l inviți și biroul executiv și adunarea generală, sau doar una dintre părți, haideți să stăm la consultări, să discutăm, să punem pe masă ce avem de pus, să analizăm oamenii și de comun acord să propunem, nu știu, două, trei echipe de conducere, să se voteze majoritar pentru una și aia rămâne. Dar nu poți să învii cu domnișoara, doamna venită de peste hotare, proaspăt, acum a spus la un post de radio, că da, îi recunoaște că lucrează, e ospătar și kelner pe weekend, pe la nuși, pe la boteze. Păi doamna, nu am nicio treabă, dar avem și noi o școală, avem și noi o experiență profesională. Pe cuvânt că eu nu sunt de acord să mă reprezentați, adică fără supărare, vreau ceva mai... Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Până atunci însă suntem nevoiți, stimați telespectatori, să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dacă ați ales Târgu Jiul, vizitați Pensiunea Jiul. Pensiunea Jiul Central, prețuri de 2 stele și condiții de 3 stele. Situată în municipiul Târgu Jiu, ultracentral, la 50 de metri de axa ansamblului Constantin Brâncuș. Dispunem de camere spațioase, amenajate conform standardelor europene, dotate cu cabină de duș în fiecare cameră, internet wireless gratuit, căldură și apă caldă non-stop. Pensiunea Jiul Central, ne facem remarcați prin serviciile excelente și prin personalul atent selecționat. Pensiunea Jiul Central. Liniștea dumneavoastră, misiunea noastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 16 februarie, numărul 2, sau la numărul de telefon 0253-211-085. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului, numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, semințe,
suplimente de grâu, triticale și orz import Germania, marca Saten Union. Saten Union. Informații la numărul de telefon 0769-633-205. Rețeaua magazinelor Max se extinde anul acesta în județul Gorj. Începând cu 1 martie, Max deschide un nou magazin de prezentare în Bumbești Pițic, la doar 8 km de Novaci, prin Pocioavaliște, accesibil și locuitorilor din Alimpești, Baia de Fier și Polovraci. Aici veți găsi gresie, faianță, parchet, uși de interior și uși metalice, căzi de baie, cabine de duș, obiecte sanitare și alte articole pentru amenajări interioare și exterioare. Max, civilizația în comerțul cu materiale de construcții. De la 1 martie și în Bumbești Pițic. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servis automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motofereastrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna. Ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253-210736. Raico. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Machiaj profesional, cosmetică, coafură și masaj. Servicii de înaltă calitate la prețuri accesibile. Strălucire, frumusețe și naturalețe. Toate le găsești pe Bulevardul Republicii la numărul 4. Programări la numărul de telefon 0757-537-848. Hot Couture. Am revenit, stimați telespectatori, cu a doua parte a emisiunii. Am încercat în prima parte să lămurim situația dubioasă existentă la nivelul PRU Gorj, o situație care a dus duminică în urma unei ședințe organizate de, să spunem, cei
care statutar conduc la momentul acesta PRU Gorj, o excludere a dus la o excludere a presupusului lider interimar al PRU Gorj, o doamnă numită de încă presupusul lider al PRU la nivel național, Bogdan Diaconu, o situație din care clar lucrurile nu au cum să meargă mai departe. Bine, sincer, eu nu văd o cale de împăcare. Stimată doamnă, am văzut astăzi pe rețele de socializare și pe diverse site-uri postări sau poze sau, în fine, informații din care ar reieși că domnul Rudi Bug este gata sau ar vrea să înceapă un nou proiect în altă parte sau un proiect nou. Aveți informații în acest sens? Bineînțeles, din ce citeam acolo, alături de o parte sau o bună parte a membrilor PRU. Da, știu că a participat la niște întâlniri alături de alte organizații excluse din PRU, organizații bune de altfel ale PRU Odinioară. Deja vorbim de PRU de Odinioară. Da, PRU de Odinioară, pentru că au fost organizații care au fost excluse integral, adică nu au fost demis doar președintele, cum a fost cazul de la Gorj, mă rog, legal sau ilegal, statutar sau nestatutar, dar au fost organizații care au fost excluse integral, cu birou executiv, cu AGA, cu absolut tot. Ei, acești oameni s-au întâlnit, nu știu exact, cred că la Bruxelles, să nu spun aiureli, pentru un alt proiect. Dacă s-a spus da sau nu, aici doar domnul Rudi Bugă poate să spună concret ce s-a discutat, ce măsuri a luat, ce decizii a luat și așa mai departe. Ce ați văzut dumneavoastră pe Facebook, asta am văzut și eu. Nu știu foarte multe detalii în acest sens. Cum spuneam și anterior, deocamdată domnul Rudi Bugă este în PRU până nu se dovedește contrariu cu acte. N-aș putea să spun că este în altă parte. Nu știu să aibă o adeziune în altă parte, nu se pune problema, deci sunt doar speculații. Poate, poate va pune bazele unui nou proiect. Cu siguranță, în momentul în care va fi ceva hotărât și oficial, va ieși public și va spune acest lucru. Poate momentul de față este doar la nivel de consultări, tratative și așa mai departe. Deocamdată oficial este încă la PRU. Deci v-am spus, cel puțin noi cei de la Gorj, echipa de la Gorj, și vorbim de echipa de conducere, vorbim de organele care au funcție în filiala de la Gorj, îl văd pe domnul Rudi Bugă încă în funcție, pentru că nu avem niciun document în afară de comunicate de presă prin care să vedem sau să înțelegem altceva. Ce va face pe viitor domnul Rudi Bugă? Ce se va întâmpla la Biroul Național Permanent? Ce se va întâmpla la Congres? Da, după ce vom vedea ce se va întâmpla acolo, probabil că dumnealui va spune, da, o să continui, nu o să continui, merg către alt proiect. Deci este un, cum să zic, un subiect la care nu... Partidul, oricum, la cum spuneți dumneavoastră, la cum spuneați în prima parte a emisiunii, partidul aici la Gorj va fi rău de tot în aer dacă o bună parte a membrilor vor decide să meargă alături de domnul Bugă într-un potențial viitor proiect. Există și această variantă. Acum, eu zic că dacă domnul Bogdan Diaconu va înțelege că totuși aici există o echipă, există o echipă unită care se respectă între membrii, adică membrii, ei între ei se respectă, sunt uniți, au muncit împreună, încă o dată spun. Nici unul din membrii nu a fost vreun VIP, nu a fost adus de cineva, nu a fost impus, nu a avut privilegii mai mari decât cel de lângă el. Înțelegeți? Asta ne-a unit. Toți am fost egali, toți am fost la fel de implicați și așa mai departe. Să nu uităm că noi aici avem 30 de consilieri nouă, chiar ne pasă de consilieri ăștia, nu putem să-i lăsăm așa târnați pe mâna cui să nimere. Avem primar, avem viceprimar. Până la urmă am fost în campanie împreună. Indiferent că unii au ieșit și alții n-au ieșit, eu zic că dacă se va opta pentru o conducere de bun simț din vechea conducere și din oamenii vechi care au muncit în PRU și nu se va veni cu vreo duduie impusă peste noapte sau cu vreun PSD-ist impus peste zi, eu zic că echipa PRU va continua. Nu știu dacă vor pleca prea mulți din ideea în care lucrurile vor fi de bun simț și alegerile vor fi de bun simț în PRU Gorj. Dacă se va merge pe așa zisa impunere și numire și eu știu cine, poate vor veni, nu știu, vor veni unii care o vor vota, vor apărea cu adeziunile peste noapte și vor spune, da, noi o susținem pe doamna Popescu. Aminteați, ca o curiozitate personală, aminteați dumneavoastră de existența unui primar, vă referiți la primarul de la Mușetești? Da, avem primar la Mușetești. Mai este dumnealui la dumneavoastră în partid? Pentru că nu oficial l-am mai, este, nu l-am mai el prea a fost, văzut. Da, deci domnul Cosmin
este cu adeziune. Duminica a fost la ședința extraordinară convocată de biroul executiv. Gurile rele îl dau foarte aproape sufletește de adversarii de la PSD. Acum sufletește, toată lumea poate să fie într-o parte sau alta. Eu vă spun că oficial, domnul Cosmin Babanu este alături de PRU și a fost alături de PRU și cred că va rămâne, pentru că nu înțeleg dacă ar fi fost apropiat de PSD, la ce mai venea la ședința extraordinară întrunită de biroul executiv al PRU Gorj. E, bine, aici putem găsi răspunsul. De asemenea, am văzut inclusiv în presă, pentru că a fost sunat de la diverse posturi de radio și de TV și a întrebat pe cine recunoașteți pe, în calitate de președinte al PRU Gorj. Pe Alina sau pe domnul Rudi? Domnul, eu cu Rudi Buga am fost în campanie, eu cu Rudi Buga am muncit, eu pe Rudi Buga îl știu. Cine e Alina? N-o cunosc, n-am văzut-o, a venit odată în vizită de curând. Nu... Acesta a fost răspunsul lui. De unde trag eu concluzia că dacă ar fi fost vreun fan Alina Popescu, spunea, da, eu merg cu domnișoara și o susțin pe domnișoara și vedem noi pe urmă ce facem. Vom vedea ce se va întâmpla. În situația destul de improbabilă ca apele să se liniștească foarte curând în PRU de la nivel central spre teritorii, pentru că spuneați dumneavoastră și așa este, există foarte multe organizații retezate din temelii. Cum vedeți viitorul pe termen scurt și mediu? Mă refer aici la ce a mai rămas din 2017 și 2018, în ideea în care în 2019 știm că urmează o altă bătălie, alegerile președinte pentru funcția de președinte al României. Va mai exista, dacă nu se liniștesc apele, va mai exista ideea de PRU? Sau oamenii treptat vor fi absorbiți, să spunem, nu știu, de PRM care pare să se revigoreze, ori de alte formațiuni politice? Eu cred că aici lucrurile țin în primul rând de conducerea centrală. Aici doar domnul Bogdan Diaconu este în măsură să spună, domnule, eu vreau să merg în continuare pe doctrina PRU, vreau să fiu din nou omul ăla care ieșeam în față și spuneam dau deoparte Uniunea Europeană dacă ne mai încalcă drepturile ca stat membru, o să fiu apri cu cei care vin și cer autonomie în România și așa mai departe. Știm cu toții imaginea cu care a apărut la început domnul Bogdan Diaconu, cât de ferm era și cât de mult credea în proiectele PRU. Dacă se va merge pe această idee și își va respecta oamenii care au crezut în doctrina PRU și au înțeles că dacă vor să muncească și să lupte alături de PRU, o vor face doar pe această traiectorie strict naționalistă, atunci PRU poate mare o șansă. Dacă între timp s-a hotărât să bată palma cu PSD-ul și PRU să devină un mic PSD, atunci se va alege praful sau, mă rog, va fi un PSD și un PRU în paranteză PSD. Nu. Eu zic că oamenii care au crezut în PRU și vă spun atunci cu siguranță că cei de la Gorj vor pleca, pentru că vă spun un lucru. Dacă eu aș fi vrut să merg la PSD sau oricare altul din echipa PRU Gorj de astăzi, ar fi vrut să... Păi PSD-ul a fost tot timpul aici. Nu puteam să mergem să facem politică la PSD. De ce trebuia să venim la PRU? Pentru că am crezut în ideologia PRU, pentru că am crezut în proiectele PRU, pentru că în momentul în care l-am văzut pe domnul Bogdan Diaconu, cât era de determinat pe această idee naționalistă, am zis, da, domnule, vreau să lupt alături de el. Păi în momentul în care, de la ceea ce am fost, venim și spunem, îl susținem pe Victor Ponta, ideile PSD-iste sunt grozave și vrem să contribuim la susținerea lor, deci eu nu mai regăsesc că vine să fac un pas unul, să zic pas. Da, și aici este o întreagă discuție, căci la rândul lui Victor Ponta nu are o poziție foarte fericită în partid. Știm că este cumva sau va fi tras definitiv pe linie moartă dacă nu se întâmplă nimic spectaculos peste noapte. Să nu fie o strategie a PSD-ului ca să se mute la PRU și împreună să ia niște voturi PSD-ul pe clienții vechi, ca să zic așa, pe votanții pe putem care presupune, iau... Putem presupune că nu știu, domnul Bogdan Diaconu va merge la un moment dat sau poate chiar, dacă nu o fi și mers deja, să discute, să poarte discuții cu liderul PSD, cu domnul Dragnea, pentru mai știu eu ce apropieri? Nu am astfel de informații, n-aș putea să exprim o părere oficială în acest sens. Nu. Dar personal vorbind, pertinentă. Nu cred că ar avea ceva relații de apropiere cu Victor Ponta, cred. La un moment dat se punea problema și chiar se credea în ea că Victor Ponta va trece la PRU. N-a trecut. Din ce motive, dumneavoastră știe mai bine și noi putem să le deducem. Că se încearcă la nivel de PSD un joc prin care treci tu, Victor, la PRU și hai împreună să facem electoratul mai mare, pot să cred.
această idee și viziune. Nu este o informație oficială, vă spun strict din punctul meu de vedere. În schimb, nu știu, cred că PRU, dacă vrea să existe, trebuie să înțeleagă că a plecat pe un drum, a plecat pe o traiectorie, a plecat cu niște obiective și cu niște mesaje clare către electoratul căruia i s-a adresat la un moment dat și pe această linie trebuie să continue. Adică în momentul în care tu îți faci un partid și pui în el ideile tale naționaliste, pui în el viziunea ta, pui în el credința ta, păi trebuie să mergi până la capăt pe viziunea asta. Nu poți să-ți dai munca ta și viziunea ta unui alt partid și hai să o scăldăm, hai să luăm o funcție. Nu se merge pe varianta aceasta. Vă spune, oamenii care au venit în PRU n-au venit pentru bani, au venit pentru funcție, au venit pentru că PRU n-a oferit așa ceva. Nici unul dintre noi nu lucrăm pe la buget sau nu știu dacă o fi vreunul de bugetar. În rest, toți muncim pe unde muncim, nu au luat niciunul bani. Împotriva, am dat, toți am muncit, toți ne-am zbătut, n-am fost oameni de notorietate. Deci chiar am crezut, deci pe lângă ce a crezut Bogdan Diaconu și vă spune, mesajele acelea puternice cu care a apărut la început, am fost și noi care am crezut la fel și probabil că s-a văzut în campanie și la locale și la parlamentare, pentru că noi am crezut în viziunea noastră și în toate obiectivele pe care le-am avut în programul acela pe care îl promovam în campania electorală, indiferent că la nivel local sau... Nu poți să vii și să-mi spui, să vorbești de PSD, nu poți să mă apropii. Deci nu, doctrina PSD și cu doctrina PRU nu are nimic în comun mai pe românește. Ori oamenii care într-adevăr se respectă și care au venit exclusiv în PRU pentru ceea ce a însemnat PRU și viziunea lui, nu vor rămâne niciodată alături de PSD și de orice conducere venită sau impusă de în PSD egală la PRU. În egală măsură, pe mine vă spun sincer, nu m-ar surprinde o repoziționare a domnului Bogdan Diaconu către PSD. Este posibil, în ideea în care dumnealui, știm foarte bine că a fost ales într-un colegiu din partea defuncte alianțe USL, dar pe filiera PSD, Social-Democraților, la București, dându-și demisia într-o conjunctură în care n-a fost de acord cu ceea ce spunea dumnealui și aici sunt de acord cu el, aducea atingere imaginii României la nivel de integritate și așa mai departe. Absolut de acord. Însă o repoziționare către PSD a dumnealui după o pauză în care poate a crezut sincer în aceste idealuri, poate, în egală măsură, poate a jucat un teatru ieftin și a reușit să impresioneze oamenii, sincer eu nu aș fi surprins dacă s-ar reîntoarce cu fața către PSD. Eu am avut plăcuta ocazie să stau de vorbă face-to-face cu domnul Bogdan Diaconu, să schimbăm păreri, să îl văd nu doar ca pe președinte, ci ca pe un om, să schimbăm opinii la nivelul la care poți să înțelegi cam ce vrea un om sau ce gânduri a avut când a făcut acest PRU. Eu cred că Bogdan Diaconu, când s-a hotărât să facă PRU, chiar a pus în el nu numai experiența pe care o acumulase la PSD ca și deputat, ci ceea ce și-ar fi dorit el să găsească în PSD și n-a găsit. Eu asta am simțit, să nu uităm că este un copil de preot, să nu uităm mesajele cu care a început. Deci eu la un moment dat chiar l-am simțit și se simțea în tăria cu care și promova mesajele că PRU a fost un proiect făcut din suflet, un proiect făcut cu credință, un proiect cu care chiar a crezut la un moment dat că va reuși și eu zic că dacă nu se afilia și nu și-a afilia imaginea cu PSD, chiar reușea pentru că începuse destul de bine la alegerile locale și poate îmi dați dreptate în acest sens. Nu știu acum, eu mi-aș dori să analizeze un pic tendința asta de a merge acolo unde ți-e bine și avea o funcție și a-ți continua ideile și proiectele în care ai crezut și în care ai pus suflet și pe care le-ai, că de-aia ai făcut un partid, nu? De asta ai constituit un partid, ca să duci mai departe și să scoți în relief ceea ce tu ți-ai dori și să lupți pentru ceea ce tu ți-ai dori și nu ai găsit în alt partid, nu? Că dacă era bine și frumos la PSD, a fost în PSD, a avut funcție, trebuia să rămână acolo. Eu zic că dacă a pornit cu proiectul PRU, chiar a pornit pentru că a avut o determinare și pentru că a crezut la un moment dat cu tărie că, domnule, eu o să reușesc pe segmentul ăsta, pentru că asta e ceea ce îmi doresc eu să fac și așa văd eu politica. Cum spune în doctrina PRU. Ce spuneți dumneavoastră poate fi justificat, însă, și aici sunt niște semne de întrebare. Eu mi-amintesc o declarație a lui Victor Ponta, nu știu dacă în preajma alegerilor sau chiar înainte de alegeri sau după alegeri, oricum pe acolo, în preajma alegerilor, în care spunea că el este cel care l-a sfătuit pe Bogdan Diaconu să plece din PSD și să-și înființeze un partid naționalist, după care întrebat fiind de un reporter de la emisiunea respectivă unde era sau cum i s-a luat declarația, a spus că s-a considerat că este mai bine ca electoratul, să spunem, naționalist, dar care n-ar vota cu PSD-ul,
să se ducă către acest nou partid. Deci există acea declarație în spațiu public. Există acea declarație dată de Victor Ponta și neasumată de Bogdan Diaconu, pentru că nu l-am văzut niciunde pe domnul Bogdan Diaconu ieșind și spunând da, are dreptate. Dar nici nu a ieșit dar să nici spună nu a ieșit, da, exact, nu are în momentul dreptate. În care a spus, susține Victor Ponta, nu cred că ieșea. Dar din punctul meu de vedere și cred că nu doar al meu, ci al tuturor din PRU care chiar cred în proiectul PRU, asta a fost cea mai mare palmă pe care o putea să dea Victor Ponta și PSD-ul PRU. A fost acea frază care a distrus credibilitatea PRU. Deci în momentul în care apare unul de la PSD, indiferent ce funcție are și ce nume are, și spune PRU este proiectul meu, eu l-am inventat ca să ia acel segment de piață de electorat pe care nu ar fi venit la mine. Deci a fost palma care a decredibilizat PRU. Este total adevărat. În schimb, într-adevăr, și eu am rămas un pic... cum să zic, fără cuvinte, în ideea în care domnul Bogdan Diaconu și n-a spus nici că recunosc sau este adevărat ce se spune, nici nu, dar în același timp apărând în tot felul de slogane, susținem Victor Ponta, suntem alături de PSD împreună, eu înțeleg. Deci dumnealui cumva a înțeles că și dacă PRU ar fi luat 5%, mergând pe strict pe viziunea PRU, în Parlament tot avea nevoie de majoritate. Deci era clar. Trebuia să se afilieze ori cu PNL, ori cu PSD, ca să ai majoritate, pentru că altfel nu se cinge un proiect. Este o realitate, nu? Corect. În schimb, nu a delimitat lucrurile, adică, domnule, noi rămânem partid independent, noi susținem viziunea noastră, că dacă vom ajunge în Parlament, o să avem nevoie să ne afiliem cu cineva și atunci o să treacă 3 sau 10 proiecte de la PSD, că ei aveau majoritate mai mare, și unul de la PRU, dar decât să nu treacă niciunul, mai bine ne dăm cu ea care au majoritate și trece și de la noi, unul e altceva, dar ca să apar cu el de cost să spui susținem și celălalt, exact ce spuneați dumneavoastră, să zică PRU este proiectul meu. Nu, din câte știu eu de la domnul Bogdan Diaconu, PRU este proiectul dumnealui. Și acum mă întreb pe partea asta, dacă PRU era proiectul lui domnul Victor Ponta când a fost invitat și a fost invitat. La un moment dat, știu că au avut niște discuții și chiar era cam sigură treaba că se mută la PRU. De ce n-a venit? Păi dacă e proiectul tău, nu vii să ți-l susții? De ce a rămas doar Bogdan Diaconu? Până la urmă, deci asta, din punctul meu de vedere, a fost cea mai mare palmă. Deci atunci a pierdut Bogdan Diaconu, în primul rând, ca imagine, a pierdut PRU, s-a dus tot ce a însemnat doctrină și tot ce am... crezut noi ca oameni de bună credință din PRU în ideile și în proiectele noastre, am rămas așa, ne-am decredibilizat mai pe românește. Deci a fost palma care ne-a distrus ca partid. Ori, în momentul de față, eu aș vrea cel puțin să văd și la nivel de centru, la Gorj nu se pune problema, dacă va rămâne actuala echipă, PRU este ce a plecat PRU la început. Exact cum spune doctrina, așa sunt oamenii de aici. Deci nu există altă variantă. Eu nu cred că dacă mâine se va duce PRU de râpă, n-aș spune exact ce ziceați de primar, de viceprimar, pentru că ei, până la urmă, au interesul să-și mențină funcțiile, să fie susținuți. Omul ăla, dacă e primar, are nevoie de finanțare, corect? Îmi dați dreptate. Corect. Poate și forțat, din punctul ăsta de vedere, va da mâna cu alt partid. Nu e chiar de condamnat. Dar eu vă spun că oamenii care nu au funcții, care nu sunt consilieri, nu vor pleca la PSD. Asta vă spun eu din ce-i cunosc. Vor pleca către PRM, dacă PRM se reconsolidează, vor pleca cu Rudi Bugă, vor pleca către alte partide naționaliste. Cu siguranță, la cum îi cunosc și la cum i-am văzut muncind în campanie, nu vor pleca către partide care nu au o imagine curată și de bună credință. Știți ce mă surprinde pe mine, uitându-mă pe scena politică și văzând, să spun, partea aceasta de nișă a partidelor naționaliste după 1990, apărut conjunctural prin decizia lui Bogdan Diaconu de a crea PRU, totuși acest partid este acum convulsionat, este prins în, să spunem, într-un joc al intereselor, mai mult sau mai puțin apropiate PSD-ului, însă un partid care ar fi trebuit în principiu să dispară după moartea fondatorului său, și aici mă refer la PRM, totuși sunt semnale certe că își va rezolva problema dacă în acest an, undeva spre jumătatea anului, vor avea un congres și se vor încadra în termenul acela astfel încât să nu dispară. Și ce este iar surprinzător, tot din discuțiile cu oamenii, PRM-ul practic inexistent. Luăm cazul alegerilor locale din Târgu Jiu, practic inexistent în vară, pentru că nu mai aveau structuri, au obținut voturi. Da. Deci din orice poziție și mort și îngropat PRM-ul, a luat votul. PRM are un electorat. Deci e adevărat că domnul Vadim Tudor a fost imaginea PRM, adică omul când mergea la vot, nici nu știa cine e pe listă la PRM. Da, credeți-mă corect. Pe cum că nu știa. Zice, eu îl votez pe Vadim. Într-adevăr, în momentul în care domnul Vadim a murit,
PRM a intrat un colaps, așa, a intrat într-un colaps în care... Dar totuși a luat voturi. Dar a luat voturi. În momentul în care i-au început, pentru că și colaps spunea problema să se dizolve, că nu mai există PRM-ul. Probabil că am dat dreptate. Da, au avut o perioadă destul de... Și au apărut exact înainte acolo de alegeri, când i-am revăzut pe buletinele de vot. Și probabil oamenii care i-au văzut și care nu au avut tot, nu au fost... cum să zic, în pas cu informațiile acelea prin care, ba, mai există PRM, ba, nu mai există, oamenii ori votez pe Vadim, poate nu știu că a murit, iau și pe partea cealaltă. Ei, în momentul ăsta, PRM-ul are electorat, deci eu sunt fer convinsă că dacă mâine va veni o conducere bună la PRM și vor intra în PRM oameni cu notorietate și de bună credință, eu sunt absolut convinsă că PRM în câțiva ani de zile va ajunge a treia forță din stat, exact cum a fost până mai acoși. Îl puteți vedea la Gorj pe domnul Rudi Bugă la PRM, conducând filiala județeană? Dacă PRU se... Eu mi-aș dori, pentru că vă spun, eu n-am făcut politică până la PRU, am venit la PRU, deci chiar cu toată deschiderea, cu tot sufletul, nu... Am avut ocazia să fiu în diverse partide, nu m-am dus, pentru că am zis, ce mă duc... Știți dumneavoastră, cum zice orice om de rând. Nu mă duc acolo, că nu vreau să fiu lipitor de afiș. Am venit în PRU pentru că eu chiar am crezut în PRU și cred în continuare. Și dacă PRU a rămâne ceea ce a fost, încă o dată spun, ceea ce a fost la alegerile locale, debarasat de tot ce înseamnă PSD și orice alte nume sonore rofamate, domnului Bugă i-ar sta bine aici, pentru că s-a consacrat cu PRU, pentru că a crezut în PRU și a muncit pentru PRU. Dacă PRU va lua drumul PSD-ului și vor apărea tot felul de oameni, de președinți și președinte din astea interimare cu ghilimelele de rigoare, atunci cu siguranță îl văd pe domnul Rudi Bugă, îl văd la un partid naționalist, îl văd la un partid corect, îl văd la un partid cu vigoare, pentru că este imaginea pe care și dumnealui o reprezintă ca om. Și atunci, da, îl văd. Deci dacă nu mai este PRU ce a fost și se pierde ideea de naționalism, rămâne doar sigla cu Vlad Țepeș și naționalismul se duce, se face pesedist, atunci chiar îl văd pe domnul Rudi în altă parte. Pentru că nu-l văd altfel. Eu nu l-aș vedea niciodată pe domnul Rudi la PSD. Din câte știu, parcă a mai avut cereri să meargă acolo. Și nu s-a dus. Dacă nu s-a dus, de ce nu s-a dus? Că nu s-a regăsit. Dacă a venit la PRU, de ce a venit? Pentru că a crezut în proiectul PRU. Pentru că omul știe, domnule, sunt corect, sunt naționalist, sunt pentru oameni, sunt dispus să lupt. Exact cum a dat dovadă la PRU. Dacă PRU nu mai e ce a fost, se duce în altă parte, unde poate să facă ceea ce simte. Absolut de acord cu dumneavoastră. Vom vedea dacă domnul Rudi Bugă va marșa către ideea unui nou proiect politic. Sunt semnale în acest sens că ar fi tentat să meargă, să se îndrepte către un nou proiect. Nu știm mai multe detalii. Vom încerca să discutăm și cu dumnealui, astfel încât să ne creăm o imagine de ansamblu. Până atunci însă, stimată doamnă, vă mulțumim pentru prezența. Mulțumesc în această seară. Vă lansăm invitația ca și pe viitor să ne onorați cu prezența. Mulțumesc frumos, cu mare drag de fiecare dată. Să aveți o seară cât mai plăcută. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. La revedere.